România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. USR va depune astăzi în Parlament o listă de miniștri și un program de guvernare solicitând un vot. Este vorba de un cabinet monocolor, cum se spune, adică doar cu membrii ai USR, dar un cabinet care, până la proba contrarie, nu este susținut de niciunul din partidele din Parlament. Știți, la un moment dat, Ludovic Orban a spus despre desemnarea lui Dacian Cioloș că este o cacealma, așa a numit-o liderul, fostul lider al PNL. Asta crede mare parte și din opinia publică, dar poate e mai grav decât atât. Poate această numire să fie vătămătoare din orice punct de vedere ai privi-o. Vătămătoare pentru cel care a făcut numirea, pentru că a numit partidul cu șanse puține să construiască o majoritate. Este vătămătoare și din partea celor care nu vor să sprijine cabinetul Cioloș pentru că trebuie să-l țină pe domnul Câțu acolo sau pe altcineva, dar poate chiar e vătămătoare și prin modul în care USR abordează situația, căci confruntată cu această lipsă de șanse, formațiunea poate ar trebui să se gândească la depunerea mandatului. Și asta vom discuta astăzi aici. Să știți că invitatul meu este Cătălin Drulă, vicepreședinte al USR. Bun găsit! Mulțumesc că ați venit să stați de vorbă cu publicul Europa FM. Mulțumesc pentru invitație. Știți că oamenii care ne ascultă și ne văd și pe Facebook, apropo, puteți să ne uitați, să ne urmăriți acolo și să puneți întrebări, au întrebări mai bune și soluții mai coerente, dar și critici mai aspre decât cele pe care le poate formula presa. Să stabilim cadrul, domnule Drulă. Așadar, România e în criză profundă, mor oameni zilnic, cam sute, da? 300, între 300 și 400. E o disoluție a statului, nu există niciun fel de măsuri coerente în criza medicală. Criza inflaționistă va lovi, deja a lovit și înțelegem că până la sfârșitul anului inflația va trece de 7%, adică e îngrozitor și în curând vom simți și o criză generată de lipsa de bunuri aduse din import. Știți că această penurie de bunuri se apropie și de România. Acum, haideți să pornim discuția de aici. Imediat voi da drumul la linii la înscrieri, da, la 0372069599 și o să vă adresez și întrebările. Dar înainte, cu ce, sau ce șanse vă dați dumneavoastră în întreprinderea asta de azi? Bun, acum nu vreau să fiu un căutător în globul de cristal sau să mergem în zona de pronosticuri. Este un mandat acordat de președintele României. Spre deosebire de aceste discuții de până acum din spațiul public, eu consider că suntem obligați să-l luăm în serios. Nu poți face gesturi constituționale la mișto, se spune, da, pe stadion. Și suntem obligați să-l luăm ca pe un, într-un moment extrem de serios pe care l-ați definit foarte bine, să-l luăm ca pe un mandat serios, așa l-am construit. Am discutat cu cealaltă forțe politice care au fost în coaliție, n-au dorit să participe în această formulă de guvernare. Vă reamintesc că înainte de consultările de la Cotroceni n-au propus premier nici PNL, nici PSD, ceea ce înseamnă că nu și-au asumat guvernarea. Noi ne-am asumat acest lucru într-un moment greu. Am făcut o propunere, președintele a luat-o în serios, ne-a acordat acest mandat. Prin urmare, este datoria noastră să conținem care cele două forțe mari nu vor să guverneze, să ne asumăm această guvernare. Echipa de miniștri propusă astăzi în Parlament în această dimineață este excepțională. Programul este unul bun care adresează exact crizele despre care vorbeați mai devreme. Cred că putem face o treabă bună. Dincolo de asta, un guvern și susținerea unui guvern se testează la vot în Parlament. De așa este scriptic, așa este formal, așa este normal. Adică, bun, mă pot gândi optimist la orice fel de surprize sau la orice fel de responsabilitate. Sau inclusiv la strategia oferită de Dacian Cioloș, care spunea, dom'le, hai, ajutați-ne să ne frângem gâtul. E posibilă și chestiunea asta. Dar am o curiozitate la negocieri. Ce ați oferit dumneavoastră PNL-ului și UDMR-ului pentru de nu s-a concretizat sprijinul ăsta? Puterea e atrăgătoare. Sau numele domnului Câțu a rămas agățat acolo, nu s-a mai mers niciun pas mai departe. Exact. Să nu uităm cine a declanșat această criză. Premierul demis Câțu.
prin gesturile sale repetate de demiterea a doi miniștri, promovarea unui program de mită electorală, conjurarea așa guvernării României de împrejurul Congresului PNL, dacă vă aduceți aminte, și criza aceasta durează mai mult decât era natural, pentru că s-a amânat o moțiune, nu erau semnăturile, erau scanate, nu erau bine, nu s-a înțeles pixul. Da. Sunt ironic, dar evident, asta nu e, nu e un moment de glume, e un moment mai degrabă... Dar cum a fost acolo? Adică, cum a fost? Domnul Cioloș s-a dus și a zis, hai să facem guvern. Și cum a fost în interior? Ne-a spus de la început, problema guvernării anterioare a fost premierul Câțu. Eu sunt convins că dacă alegeam, să spunem că alegeam premierul de la PNL, că e partidul cel mai mare, deși există și exemple unde partidul al doilea dă premierul în coaliție, Irlanda e cazul ăsta în prezent, dar spunem că e de la PNL, că asta e cutuma în România, dacă alegeam 5 oameni politici cunoscuți din PNL, între care unul e Florin Câțu, eu sunt convins că cu ceilalți 4 încă exista acest guvern și mai dura mult și bine. E vorba de inabilitatea personală și incapacitatea de a conduce un guvern de coaliție, de a înțelege ce înseamnă această responsabilitate. Omul face niște confuzii majore între cum s-ar conduce, nu știu, propriul SRL și cum se conduce un guvern de coaliție, în care sunt 3 forțe politice care trebuie respectate, în care miniștrii sunt reprezentanți politici acelor forțe, nu au venit să dea concurs sau angajat la premier și așa mai departe. A făcut enorm de mult rău României prin atitudinea aceasta beligerantă și detașată de realitate. E timpul să plece, a fost momentul din Parlament care a dus la acest lucru, l-a demis. Putem merge înainte cu alt premier, este propus Dacian Cioloș de către președintele României, noi l-am propus celor de la PNL-UDMR și Minorității Naționale să reconstruim în jurul premierului Dacian Cioloș, evident, ca urmare a unor negocieri, ajustări de portofolii, de program unde este nevoie, nu am vrut, noi suntem obligați să mergem până la capăt cu acest mandat, să ne asumăm guvernarea într-un moment greu. Depunerea mandatului de care ați vorbit... Stați, că ajungem și acolo. Păstrați-vă gloanțele, pentru că sigur o să întrebe lumea, că știți cum e. Și păstrăm această întrebare pentru mai târziu, pentru că ea va reveni, o să vedeți. 0372069599. Haideți să pornim de aici. Ce șanse dați unui cabinet Cioloș? Ar fi trebuit premierul desemnat să depună mandatul ca să nu prelungească această criză? Vă rog să ne dați și o soluție responsabilă la ieșirea din criză, adică dumneavoastră, cei care ne ascultați, și cine așteptați să cedeze în această situație, PNL sau USR? 0372069599. V-am spus, ne uităm și pe Facebook, unde este emisiunea. Dar primiți laude, în mod neașteptat pentru un fost ministru deocamdată. Mulțumesc! Da. Așadar, pe Facebook și la 0372069599, cu Cătălin Drulă, vicepreședinte al USR, dacă sunteți de acord, haideți să dăm cuvântul oamenilor, că ajungem aici. Florin, salutare! Bine ai venit la România în direct! Bună ziua, bine v-am găsit! Aș vrea să încep prin a-i mulțumi domnului Cătălin Drulă pentru faptul că a pus Moldova în cărți, în practic, pe hartă autostrăzilor și nu doar teoretic, așa cum ne-au plictisit ceilalți politicieni de rândul anilor. Nu știu cât s-au făcut-o, dar fiind din Moldova, vreau să-i mulțumesc direct pentru acest lucru. Sperăm că aceste autostrăzi vor ajunge și la final. Stați că e pe hârtie, deocamdată, până când o să vedeți metrul ăla. Mulțumesc mult pentru cuvintele noastre, e principalul proiect din PNRR, autostrada A7 și capetele A8. Da. Florin, hai la întrebare. După laude urmează un dar. Dar, da. Dar. Cu privire la întrebarea dumneavoastră, șansele, cel puțin din punctul meu de vedere, sunt 50%. Sunt undeva la jumate, pentru că din ce îmi dau seama există două scenarii. Unul este ca acest guvern să fie votat tocmai pentru a trece criza, adică pentru a ajunge în primăvară și a fi cineva țapul ispășitor în cazul în care lucrurile nu merg bine, iar în cazul în care merg bine, cu siguranță USR, neavând majoritate parlamentară, poate fi demis oricând printr-o altă moțiune de cenzură. Am trecut iarna cu bine, a trecut criza cu bine, acum hai să-i dăm jos, să ne facem noi cărțile. Asta ar fi primul scenariu. Al doilea scenariu, și cred că totuși e mai plauzibil al doilea scenariu,
este să nu fie investit acest guvern, pentru că așa cum ne arată de ceva timp domnul Câțu, s-a îmbătat cu putere și face orice ca să fie exercite. Nu mai există niciun fel de bun simț. Cine ar trebui să cedeze, PNL sau USR, ca această criză să fie rezolvată? Nu știu dacă e vorba de cedat, cred că e vorba mai mult de colaborare, nu? Noi uităm lucrul acesta, ce vedem noi în România, nu se mai cheamă politică, se cheamă altfel. Dar până la urmă politica și o criză se gestionează prin colaborare, nu? Dar în ultima vreme, cred că în afară de USR, nu știu dacă se mai uită cineva la crizele din această țară. Toată lumea se uită la interese și la cine ține sceptrul puterii. Și așa cum spunea și mai devreme, într-adevăr, cum spunea domnul Cătălin Drulă, domnul Câțu a trecut pe SRL guvernul anterior. Aveți o întrebare și, Florin, ai o întrebare și pentru domnul Drulă sau o recomandare ca să vă invit și așa? Ca și recomandare, nu știu ce să zic, pentru că depinde de modul în care vor merge lucrurile. În cazul în care va trece acest guvern, bineînțeles, nu le urez decât mult succes și pe domnul Drulă îl rog să continue lucrurile bune pe care le facu până acum. Iar ca idee, USR-ul, că veni vorba întotdeauna că era întrebarea dacă ar fi trebuit să-și depună mandatul, bineînțeles că nu. Dacă e întotdeauna mie, cel puțin USR, mi-a lăsat imaginea unui partid și a unor oameni cu foarte mult bun simț, profesioniști. Dar în momentul în care ai primit un mandat de la președinte, este normal să mergi mai departe. Este normal să-ți faci treaba, că despre asta vorbim. Dacă toată lumea și-ar face treaba în pătrățica lui, atunci toate lucrurile ar merge mult, mult mai bine. Primit un mandat, trebuie să-l ducă mai departe, cu toate riscurile, pentru că asta înseamnă bun simț, în primul rând, și respect față de, da, să zicea, față de români. Sunt câteva nu zile... Nu fugim calașii, încercăm. Sunt câteva zile de prelungire a crizei. De fapt, ăsta este singurul risc. Poate fi interpretat și așa. Dar până la urmă, șansele sunt 50-50%, nu-i așa? Sunteți optimist. Întotdeauna e mai bine să regrese. Dacă îmi dați voie și vreau... Domnul Drulă, dacă îl întrebați cu 50-50%, cred că e zâmbește sub masca pe care o purtăm aici, în studio. Da, aș vrea un pic să vă răspund la partea de prelungire. Cristian, în primul rând, mulțumesc mult pentru cuvintele legate de munca la minister. Nu se prelungește criza. În cazul respingerii guvernului, ne apropiem de un final al crizei. Vă reamintesc că, constituțional, pentru a avea finalul unei crize nerezolvabile, sunt alegerile anticipate. Ori acele alegeri se pot organiza în 120 de zile, 60 de zile până la dizolvarea Parlamentului, plus 60 de zile pentru organizarea scrutinului, de la momentul respingerii primei propuneri de premier. Ori acel termen nu curge încă. Dacă, spre exemplu, nu s-a stabilit încă calendarul, dar votul ar fi miercuri și presupunând că ar fi unul negativ, mergem pe acest scenariu, deci ne apropiem de rezolvarea crizei în ambele scenarii. Dacă avem un guvern investit, este o rezolvare pentru termenul scurt, mediu, cel puțin. Dacă este o respingere, începe să curgă acel ceas care ticăie și care e normal într-o democrație. Numai în România a fost așa de greu băgat mecanismul ăsta în Constituție de alegeri anticipate. Stați puțin, dumneavoastră, Cătălin Drulă, sunteți de acord cu alegerile anticipate? Sunt de acord că spectrul alegerilor anticipate ca un deadline, el evident depinde de președinte. Da. Nu știu dacă știe toată lumea, președintele poate dizolva Parlamentul. Deci el poate propune și 10 premieri dacă vrea. Deci, da, nu e obligatoriu pentru el. Dar spectrul unui nou scrutin în care să mergem către oameni și să întrebăm e ok cum a făcut Câțu și poate greșește USR sau invers, sau cine vrea să vă guverneze, ăsta e fundamentul democrației, trebuie să existe acolo, pentru că altfel lucrurile se pot duce la masa verde ad infinitum. Așa, adică înțeleg că sunt niște planuri de guvernare interimară pe termen lung, că astea nu sunt lucruri în regulă într-o democrație. Ori ai un guvern investit cu puteri de pline, ori mergi din nou la alegători. Ori ceasul trebuie să curgă și dacă ar fi varianta aceasta de care vorbeați, eu sper să nu fie, sper să fie varianta în care guvernul este investit și putem să ne facem treaba, începe să curgă de miercuri. Viorel, salutare, ești la România în direct cu Cătălin Drulă. Bună ziua! Aș fi vrut să punctez legat de întrebări direct, pentru că mi se pare
mai clar așa. Eu voi fi destul de reținut în ceea ce privește afirmațiile cu directă tentă politică. Cine ar trebui să cedeze între PNL și, hai să zicem, PSD? Din punctul meu de vedere, sincer, ar trebui să cedeze UDMR-ul. O să spun imediat de ce. Eu nu sunt membru UDMR, nici nu cunosc limba maghiară. Însă lucrurile au pornit la nivelul la care am urmărit cu deosebită atenție propunerea de avocat al poporului, care a fost făcută în urmă cu ceva timp, și am fost foarte impresionat de abilitățile și pregătirea unor persoane care sunt înscrise în UDMR în mod direct și în cazul acesta a unui guvern minoritar, dacă, să spunem, luăm în considerare, Arafat a fost acceptat pentru prima dată ca să lucreze unde? Târgu Mureș. Unde? Așa. În Transilvania, într-o zonă unde ușor a dezvoltat de jur împrejur niște sisteme. Ne confruntăm cu o criză, în primul rând, hai să spunem, în populație, în ceea ce privește încrederea, dezvoltarea și așa mai departe, și foarte mare parte în Transilvania se dezvoltă producția și nu consumul direct. Stați un pic, în cazul ce vreți acesta, dacă, să spuneți dumneavoastră? Unde am să ajung este ca UDMR-ul să devină un partener în ceea ce privește USR-ul la guvernare, fie prin secretar de stat, fie, nu dau seama exact cum, în așa fel încât persoane care sunt capabile și care au fost pregătite punctual, foarte tehnici mai mult, ca să rezolve probleme de natură, sănătate, cum este ministrul mediului, da, care se ocupa de mediu. Ei au niște buni profesioniști, asta e adevărat. Așa, corect, dar, corect. Știți? Și aceștia să participe în sensul acesta alături de USR și să dea o direcție. Un pic, stai un pic, aici trebuie să-l lămurim. Kelemen Hunor a ieșit după singura rundă de consultări de acolo și a zis, domnule, a fost o discuție sinceră și sinceritatea e dureroasă. Haideți, așa, domnul Drulă, că ne ascultă o țară întreagă, respectiv măcar 500 de mii de oameni, dacă nu mai mulți în momentul ăsta. Ce a vrut să zică domnul Kelemen așa, la, ca la întâlnirea asta între iubiți? Ce v-a spus domnul Kelemen acolo la întâlnirea aia de a fost dureros? Nu știu, a fost o întâlnire la nivel de președinți, dacă încerc să-mi găsesc referința la această declarație. Da, sigur că da. Cred că vineri, nu știu dacă vineri, poate să fost un pic mai încolo, da. Așa a zis domnul Kelemen Hunor. Nu v-a povestit domnul Cioloș? A venit ăsta aici și a dat cu noi de toți pereții. Ce a spus domnul? Care era supărarea domnului Kelemen Hunor? Nu, n-am o idee la ce s-a referit în particular. Chiar lipsește referința, altfel v-aș spune. Ce pot să zic este că într-un fel UDMR în coaliția asta s-a comportat nu chiar la jumate între ceilalți doi parteneri. Asta a fost o senzație. Adică? Adică mai aproape de PNL în anumite abordări. V-a pus dincolo de SIJ, că acolo e clar, da, chestiunea de la justiție, acolo e clar că UDMR nu vrea. Exact. Este UDMR o forță contrareformatoare, cum s-ar spune, din punctul nostru de vedere? Pe anumite dosare, da. Înțeleg cumva o anumită reticență la, poate justificată istoric, nu vreau să intru în discuție, asta e cam amplă, la întărirea statului român la nivel central. Probabil că și de aici sunt anumite lucruri, nu știu dacă neapărat sunt în altă zonă, sunt acele, nu știu, dumneavoastră au un cui cu DNA-ul, nu-i bun. Mai nu spun, nu știu, orice instituție din România are părți bune, părți rele, nimeni nu-i perfect niciunde, dar e destul de pronunțată. Așa. Viorel, du-ți ideea până la capăt. Eu vorbesc de un sistem de criză, este un moment de criză. Ai o criză economică, ai o criză de natură sănătate, ai o criză de natură abordare fonduri europene, trebuie rezolvată criza, trebuie căutați socialiștii puternici care pot să vină fără multe probleme de natură politică ar fi din zona UDMR-ului. Asta este părerea mea. Aici am vrut de fapt să ajung. Este o rezolvare pe care eu o văd față de ceea ce știu, față de CV-urile unor persoane pe care le-am văzut. În fine, spun încă o dată, nu sunt implicat politic, nici nu fac parte din UDMR, dar ce am înțeles eu și ce are USR-ul bun aici și ce ar putea ca să participe UDMR-ul ar fi aceste elemente punctuale. E o zonă de criză, sunt oameni cu experiență și merg din direcția asta. Da, eu v-aș sugera, nu vreau să fiu mai mult de asta, să vă uitați un pic și pe CV-urile celor 18 miniștri propuși, pe CV-urile miniștrilor propuși în această dimineață.
Eu cred că este o echipă foarte și la Ministerul Fondurilor Europene și la Sănătate și la Justiție și peste tot, adică sunt oameni care chiar pot livra și care au o istorie de a livra, la Finanțe și așa mai departe. N-am niciun dubiu că propunerea pe care o face în Parlamentul e una bună, că va fi adoptată sau nu. Aici e într-adevăr un joc al poziționării celorlalți parlamentari. Înțeleg. Viorel, îți te rog, termină-ți ideea și imediat vreau să trecem la Laurențiu. Da. Ultimul lucru pe care vreau să-l remarc față de această, să spun în direcție imediată, este că un parteneriat politic poate în acest moment să fie de natură unde decurge o țintă de 6 luni sau unde decurge o țintă de 3 luni. Pentru o țintă de 3 luni la care trebuie să reduci, să spunem, mortalitatea de la 300 la 30, ai nevoie de altceva, în care să treci din 7,2 în 5 inflație, până, eu știu, la sfârșitul februarie, ai nevoie de altceva. Sau, dacă nu neapărat ministrul, ci cel puțin secretarul de stat, să fie o persoană alături de tine. Două partide care ar fi implicate, mă rog, cu costurile politice corespunzătoare, eu le-aș vedea doar aceste două. Oameni pregătiți și cu anumite riscuri. Da. Știți ce e ciudat aici? Mulțumesc, Viorel. E ciudat aici că marile partide din România sunt tocmai celelalte, adică PSD și PNL, care nu-și asumă niciun fel de alianță. Mă rog, în fine. Laurențiu, salutare. Ești la România în direct. Bună ziua tuturor. Pentru USR Plus, din punctul meu de vedere, nu au nicio șansă să treacă acest guvern. Este doar o problemă, un joc de imagine în care ei speră să câștige și, din anumite puncte de vedere, pe bună dreptate, pentru că, până la urmă, au fost singurii care au spus: noi am venit și am propus asta, nu am putut să o facem din cauza A, B, C, D, și în momentul în care nu am putut livra ceea ce am promis, am făcut ceea ce am făcut. Indiferent cine ar încerca acum să facă un guvern, nu văd să aibă majoritatea în Parlament să o obțină. De aceea cred că cea mai bună soluție ar fi un guvern de Uniune Națională și din alt motiv. Pentru că toate partidele vor spune, indiferent dacă, deci în cazul în care va ieși un guvern al unei coaliții oarecare sau un guvern monocolor, vor spune: da, am vrut să facem, dar n-am putut să facem, că n-am avut majoritate, că n-am avut nu știu ce. Atunci, un guvern în care sunt implicate toate partidele ne va da și nouă posibilitatea să vedem care sunt partide serioase, cu adevărat, care vin cu niște propuneri de miniștri competenți, cu un program competent, care să putem în sfârșit să găsim o soluție pentru ieșirea din crizele în care ne aflăm. Când numești toate partidele, te gândești la toate partidele parlamentare? La toate, absolut toate. PSD, PNL, UDMR și, bineînțeles, și USR. Și AUR. Mai este un partid parlamentar mare. Da, este. Dacă aduc ceva de valoare, noi avem nevoie de niște oameni de valoare, în primul rând. Okay. Am înțeles întrebarea, stai cu mine aici, domnul Drulă îți va răspunde. E posibil un guvern de Uniune Națională în această formulă? Nu știu să răspund pe loc la această întrebare. Ce pot să spun este că în rezolvarea crizei politice un rol esențial ar trebui să-l aibă președintele României. Asta este scris în Constituție, sau în fine, asta este citirea mea Constituției. Președintele are rolul determinant și ar trebui să nu doarmă noaptea până nu vede această criză rezolvată, pe care, la care declanșarea într-un fel a avut un rol. Până la urmă să nu uităm că revocările de miniștri se fac la propunerea premierului, dar semnează președintele, care poate să fie de acord sau nu. Știm că președintele României are o influență foarte mare în Partidul Național Liberal, e de notorietate, participă la congres, știm că îl respectă și îl ascultă, sau, mă rog, contează cuvântul dumnealui foarte mult în Partidul Național Liberal. Eu m-aș fi așteptat în momentul în care a făcut propunerea lui Dacian Cioloș ca susținerea PNL să vină ca urmare a faptului că propunerea președintelui nu să voteze
dacă vor vota împotrivă până la urmă cei de la PNL, încă mai sunt două zile să vedem, să voteze împotriva unei propuneri a președintelui. O altă formulă ulterioară, dacă aceasta nu ar trece, repet, suntem pe scenarii aici, discutăm scenariul A, scenariul B, se poate discuta ulterior, dar ideea asta că partidele pleacă undeva într-o cameră așa și să vină ele să iasă cu o propunere de acolo, nu așa trebuie să funcționeze constituționalismul românesc. Categoric nu. Tocmai de aceea este prevăzut în Constituție rolul de mediator al președintelui. Vi se pare că îl exercită? Eu am spus că este prevăzut de Constituție, iar el ar trebui să respecte Constituția. Să știți că domnul Drulă v-a păcălit, Laurențiu, nu v-a răspuns la întrebare. Adică... Nu, sigur, răspund. Da, am observat. Da, ați remarcat... A invitat-o politicienesc. Am observat asta, dar... Nu, care întrebarea era dacă este posibil un guvern de Uniune Națională. E posibil guvern de Uniune Națională, e posibil un guvern tehnocrat, sunt posibile alegeri anticipate, sunt. E posibil un guvern minoritar susținut de alte forțe. Avem alegeri anticipate mi se pare cea mai dezastroasă soluție, pentru că nici după niște alegeri anticipate nu se va forma o majoritate clară. Da, de unde știți și asta? Adică alegerile anticipate... Vom învârti ca musca în cilindru. Bun, asta... Să știți că alegerile anticipate, snap elections, cum le spun în engleză, sunt un mecanism constituțional ultra comun, dar în Europa și între... Dumneavoastră... Cred că suntem democrația europeană cu cea mai... Dacă îmi dați voi scunde, vă rog. Democrația europeană cu cel mai greu mecanism de declanșare. Există și extremă, nu vreau să spun că e un exemplu pozitiv, că e un exemplu mai degrabă de așa, nu. În Bulgaria au a treia oară alegeri anticipate pe noiembrie, a treia oară pe acest an. Dar în alte țări sunt o modalitate de a debloca situația politică când nu se găsește altă soluție. Fără de această deblocare, soluția cea mai logică, ca să nu căutăm fantezia acum, este cea care este pe masă, în primul rând, adică votarea guvernului Cioloș. Dacă nu, am propus partenerilor noștri reformarea coaliției, PNL, USR, UDMR, există o majoritate clară aici cu sprijinul minorităților, cu alt premier decât Florin Câțu. Dacă criza și România stă într-un singur om, atunci înseamnă că avem o problemă foarte mare în altă parte, mai ales că nu e chiar rupt din stele, în ciuda... Vedeți dumneavoastră, toate partidele sunt ca niște cocoși care vor să arate că sunt cei mai tari din curte. Și nimeni nu vrea să cedeze. De aceea, un guvern de Uniune Națională ar putea aduce la masă pe toți, ar putea scoate în față niște oameni de valoare din toate partidele, pentru că sunt convins că toate partidele au niște oameni de valoare, și să trecem peste orgoliile personale ale șefilor de partide, ale partidelor în sine, și mai ales ale președintelui, și să găsim o soluție rațională și viabilă pentru această țară și pentru românul. Să știți că rolul democrației este să fie propuneri diferite și să poți alege. Un mare partid unic, în care aparent așa nu se mai ceartă nimeni cu nimeni și ies doar propuneri bune de la niște tehnicieni, e o iluzie. Partidele au propuneri diferite. Unii vor să întărească sistemul de justiție central și să desființeze modalități de control al politicienilor asupra lui, alții nu. Unii vor pensii speciale pentru clientelă foarte legată de stat și susțin în general aparatul de sinecure al statului, pentru că de acolo le vine și puterea politică, alții nu. Unii vor o anumită formă de taxare care ajută economia. Evident, dar cred că ceea ce vă propune Laurențiu, și mulțumesc tare mult, cred că ceea ce vă propune ascultătorul nostru este de fapt mai curând un acord politic izvorât din disperare asupra unor chestiuni punctuale care se numesc pandemie și inflație. Asta absolut ar putea să vadă România. Sigur că în economie sunt multe soluții de rezolvare, dar pentru pandemie nu ai decât una. Și aici nu ai acord politic, dimpotrivă. Aveți atâtea idei diferite în rezolvarea acestei chestiuni, încât în acest moment oamenii au de suferit. Bun, dar și aici, acum, dacă e să ducem ideea până la capăt, că... Da. Mie îmi place să disec, nu vreau să fiu antipatic, dar dacă spunem doar să fie bine, fără să ne uităm mai departe un pic, nu ajunge. Sunt forțe politice care spun să nu ne vaccinăm. Și alții care spun, dom'le, toată știința, experiența celorlalte țări, care acum n-au o problemă, cum avem noi cu ce se întâmplă de groază în spitale, vaccinarea e soluția. Cum să le faci pe astea la jumătate? Ne vaccinăm așa și așa? Mă rog, asta se cam întâmplă, din păcate, și din cauza felului cum a fost coordonată vaccinarea de premierul demis. Paul, salutare, ești la România în direct cu Cătălin Drulă.
Salut, Cătălin, salutare, domnul Drulă. Vă salut. Apropo, eu sunt votant USR. Dacian Cioloș este politicianul meu preferat. Respect toată munca pe care a făcut-o la Ministerul Transporturilor, dar dumneavoastră spuneți că ați venit cu cei mai competenți oameni sau printre cei mai competenți oameni pe care aveți un partid cu, la guvern, da? Haideți să vedem, doamna Mihăilă, ce a făcut pentru Valul 4? Acum o să spuneți, fiți atenți, cacofonia intenționată, că Câțu v-a împiedicat. Bun, de ce n-a ieșit în față? De ce n-a spus nimic? Deci veniți iară cu doamna Mihăilă, care a fost, din punctul meu de vedere, incompetentă. Domnul Ghinea, care este un mare, mare politician, adică mincinos, a spus că nu o să mai, el ca europarlamentar, mi-amintesc declarația lui, cum că nu o să vină în guvern. Veniți cu dumnealui. Mie mi-a scăpat asta, a zis Ghinea că nu mai vine în guvernul ăsta, nu? Sau... Nu, înainte de a fi ministru. Da, a mi-a fost scăpat. Când a fost europarlamentar. Deocamdată să știți că domnul Ghinea, acum dumneavoastră îl faceți mincinos, să răspund eu în locul domnului Drulă aici, da? E printre puținii care și-a lăsat postul de la Bruxelles, acum e cam șomer domnul Ghinea, nu? Adică... Să nu îi plângem. Haide să nu îi plângem. Are de muncă doar la partid. Adică asta e observația mea. Adică n-are niciun post. Ia stați așa, că asta e curios. Stai un pic să-l întrebăm. Stai, Paul, stai că tu rămâi aici la telefon, nu plecăm nicăieri. Să-l întrebăm pe domnul Drulă. Doamne, deci din ce, domnul Ghinea, acum din ce trăiește? Acum nu vreau să intru în situația personală al Cristian, dar ce pot să spun este că exact cum ați sesizat și dumneavoastră, mai degrabă invers, adică se numără pe degetele unei mâini, cred, europarlamentari. Asta e o poziție pe care mulți o tratează așa, dom'le, bine plătită, e și 5 ani mandat, un loc de 4 ani, și care este incompatibilă cu o funcție în executiv românesc, preosebire de parlamentarii naționali, adică în momentul în care intri în executiv trebuie să îți dai demisia. Nu prea știu foarte mulți oameni care s-au făcut asta de când avem europarlamentari de la intrarea în Uniunea Europeană, dacă mai aduceți aminte. Domnul Dacian Cioloș, da, își pune astăzi mandatul de europarlamentar pe masă și la fel și Dragoș Păslaru. Cristian Ghinea a făcut o treabă extraordinară cu PNRR-ul și este un om care tocmai pentru un vis pe care îl are, adică e un om care crede... Domnul Drulă, eu v-am auzit părerea, dacă îmi dați voie să vă zic și eu pe a mea. Atâta tot. Este... Vă enervez eu cu minciunile? Nu, dumneavoastră. Mă enervează că domnul Ghinea nu și-a respectat cuvântul și aveam pretenții. Eu nu știu la ce vă referiți cu nerespectarea cuvântului, dar vă spun că e mai degrabă, eu evit să folosesc cuvântul. A zis că nu o să mai, sau nu o să-și respecte mandatul de europarlamentar. Stați că trebuie să verific eu acest. Bun, nu știu declarația la care faceți referire, dar aș pune mai degrabă... O să vă trimit pe Messenger, dacă îmi permiteți, după. Ok. Aș pune mai degrabă în termenii unui lucru pentru care ar trebui lăudat faptul că a renunțat la acel mandat și a venit ca ministru al fondurilor europene, pentru că a făcut o treabă extraordinară și vă spuneam că omul ăsta are un vis, acela de folosirea programelor de dezvoltare cu fonduri europene. Înainte vorbeam doar de cadrul multianual, acum vorbim de acest excepțional PNRR născut din situația dificilă a pandemiei în Europa. Un vis că legăm niște reforme și niște lucruri care se văd concret în viața oamenilor, cum e acea masă caldă pentru copii la școală, cum sunt reforme fundamentale pe care acum suntem obligați să le facem pentru că ne-am asumat în fața Comisiei Europene, evident și ca urmare a unui proces de negociere pe care l-a dus excepțional Ghinea, suntem obligați în următorii 6 ani să-l facem, indiferent ce guvern vine, de Uniunea Națională, Tehnocrat, PNL, PSD, USR, va trebui să facă aceste reforme. Unde are Paul dreptate? E la doamna Mihăilă. Adică doamna a fost, ați avut doi miniștri ai sănătății, amândoi de la USR, rezultatul e același. Doamna Mihăilă a avut instrumente cu care să rezolve diverse situații, că nu e doar la Câțu chestiunea asta. Nu există nicio asumare a USR-ului pe zona asta. Mie mi se pare că doamna Mihăilă... Cătălina, aș vrea să te și ajut aici. Pot să vă răspund. Are activitatea dumneavoastră înainte de a fi în partid. E foarte discutabilă, ca să fim sinceri. Adică a profitat cumva de ceva avantaje de la stat. Adică doamna trăiește pe salariu minim, dacă nu mă înșel. Trăia pe salariu minim, nu?
Adică sunt niște chestii pe care voi, ca pare, ca USR, ar trebui să le luați în considerare că puneți în funcție, așa de importante, niște oameni foarte discutabili. Și aș mai da nume, dar nu are rost acum. Știu la ce vă referiți. Stați ca să înțeleagă toată lumea. Știu la ce vă referiți. Doamna era angajată la o firmă unde își dădea salariu minim pe economie. Probabil cheltuieli din firmă, optimizare fiscală și lua dividende, pentru că în România taxarea pe dividende e foarte mică. Da, să înțeleagă toată lumea asta. Să procedează așa multe companii, unde persoanele din funcție de conducere își dau salarii mai mici și obțin dividendele după un an. Asta e acuzația dumneavoastră la acuzație. Da, da, da. Da, da, observația noastră legată de doamna Mihaela. Da. Bun, revin. Acum păi, dacă îmi lăsați să și răspund. Acum ai răspunsul dumneavoastră. M-am uitat, au trecut 3 minute. Da. Ok. Nu vă faceți griji, că aveți vorbiți, ați primit spațiu mult, nu e problemă. Da, 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 m-am aprins un pic pentru că mă deranjează să văd niște oameni care muncesc și pe care știu că sunt oameni buni, că sunt puși în termenii ăștia de oameni discutabili. Și cu Ghinea am explicat-o și am închis-o mai devreme. Doamna Mihailă, după mine, a făcut o treabă extraordinară la Ministerul Sănătății. Când ești coleg cu oameni în guvern, ai interacțiuni dese, vezi ce fac, este super profesionistă și în domeniul ăsta greu, a venit într-un moment greu și s-a descurcat excelent după mine. Pe de altă parte, domeniul a fost secat de bani de Câțu. Mi-aduc aminte foarte clar discuția pe care am avut-o și eu și Voiculescu. De ce n-ai ieșit în presă? De ce n-ai ieșit în presă? Păi pentru că în momentul în care ești parte dintr-un guvern, poți să te duci toată ziua la televizor și să spui că premierul, da, nu e ok. Domnul Vlad Voiculescu și a fost nenorocit și a spus, hai să nu mai nu mai puțin școală. Păi nu înțeleg ce vreți. Vreți ca zilnic, când ești într-un guvern în care trebuie să fii într-o coaliție și să ai o solidaritate, să nu ai discuțiile interne și să-ți exprimi nemulțumirile acolo unde vă spun că am avut discuții pe care mi-e greu să le relatez, pentru că nu vreau să relatez discuții private, dar atitudinea premierului Câțu a fost cel puțin coronasceptică sau valupa sceptică, dacă să inventez un cuvânt nu, acum pe... Stați un pic. Nu, Paul, opriți-vă un pic, că tocmai domnul Drul a zis ceva important. Stați aici, okay. Stați cu mine, că domnul Drul a zis ceva important. Cum adică domnul Câțu este coronosceptic? Am reformulat în valul 4 sceptic, ca să zic așa. Adică discuții pe care le-am avut și am fost și eu, am asistat la unele dintre ele cu doamna Mihailă de față, în care spunea, domne, avem nevoie, am nevoie de banii ăștia, avem nevoie de măsurile astea, hai să încercăm să facem ceva diferit cu vaccinarea. Vă aduc aminte că tot ce are legătură cu vaccinarea a fost luat la premierul Câțu himself, cum se zice în engleză, la el însuși. Eu chiar mi-aduc aminte la investirea guvernului, l-am sunat pe Vlad, Vlad, mă rog, suntem prieteni, uite, ești ministrul la sănătate, eu la transporturi și dintr-una în alta l-am trat și zic, acum începe vaccinarea asta, era ceva nou în decembrie. Vă aduceți aminte că de-abia începeau prima doză, parcă pe 27. Începe vaccinarea, nu e la mine deloc. Și a rămas mască interzis, nu urmărisem atunci în perioada respectivă. Bun, revenind la ce spuneam, când s-a făcut bugetul, două momente importante, când s-a făcut bugetul în februarie, ne-a lăsat fără bani pentru întregul an și pe mine la transportul și pe Voiculescu și promisiunea a fost, mi-aduc aminte că acum spusă, Cătălin, Vlad, nu vă faceți griji, la rectificare veți primi banii. Am avut permanent de în cursul anului dialoguri pe tema asta. La mine, să zic, a fost mai puțin dramatic, deși acolo e vorba de salariile a zeci de mii de oameni din domeniul feroviar care au fost plătite cu greu. Ce să mai vorbesc de bani de investiții să rămână. La sănătate e vorba mai mult de medicamente, de plata unor chestiuni care se traduc mult mai direct în viața oamenilor. Doamna Mihailă nu putea face paturi ATI fără domnul Câțu? Paturile ATI nu poți să faci... Paturile ATI nu fac nimic singure. Asta este o marotă. Paturile ATI sunt cu medic, știți bine că cunoașteți situația asta. Da. Sunt cu personal care nu există și pe care nu-l poți crea. O pandemie, nimeni, nicio țară din lumea asta n-a tratat pandemia, strategia statului respectiv să fie crearea de... Explicat Cătălin Drulă că ministrul sănătății dintr-o țară va să spună, domnule, nu știu, valul 4 că nu-mi dădea voie premierul să fac, când aveam instrumente. Păi e complicat să faci lucruri fără bani. Dacă nu ai banii să cumperi medicamentele necesare și resursele alea, în plus pandemia se tratează, sau strategia unei țări, politica publică, cea mai importantă pentru pandemie este să previi să ajungi în valul respectiv, adică vaccinare. Asta au făcut statele din jur, asta a făcut Israel, asta a făcut Portugalia, Italia, Spania, dacă ne uităm. Nu se poate trata un val pandemic în spitale, adică noi o lăsăm așa la liber, bubuie cum este acum peste tot, în toate școlile, în toate grădinițele, cred că toți aveți un cunoscut care are copil cu COVID pe acasă,
și duce și acasă și după aia ne uităm doar la statistică, oamenii sunt și nevaccinați și așteptăm să numărăm și cumva așteptăm ca oamenii aia care sunt de un an și jumătate, la care se gândește foarte puțină lume, la medici aia care eu nici nu pot să-mi dau seama prin ce trec la nivel uman, să facă un miracol. Nu știu, dom'le, tratați-ne acum. Păi n-au cum. Nu funcționează așa un sistem medical. Paul, îți mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. Haideți să-l auzim pe Adrian, cât s-a încălzit domnul Drul acum. Bună ziua, Cătălin, bună ziua, domnule ministru, o să fiu scurt, pentru vă salut. Că am că nu mai e chiar așa de mult timp. Mai e ceva timp, că am prelungit, că ne place când vine domnul Drulă, la radio vă place și dumneavoastră, când vine la Europa FM, da. Fac parte din cetățenii României, cred, după părerea mea, că sunt foarte mulți, care nu au politica în cap pe primul plan al zilei, dar printre treburile zilnice, cumpărături și familiale, mai tragem cu ochii la dumneavoastră. Și aș vrea să vă întreb câteva lucruri. Pentru mine este foarte clar că miercuri sau când va fi acest guvern propus de dumneavoastră va pica în Parlament, probabil va fi votat doar de parlamentarii USR, dar cu toții știm că vor urma noi consultări convocate de domnul președinte, unde cu siguranță nu va conta foarte mult ce veți spune pe acolo, pentru că PNL va veni cu Florin Câțu propunerea de prim-ministru, care va fi și desemnat. Aceeași părerea mea, 100%. Vreau să vă întreb, în acest caz, dacă vom ajunge acolo, două întrebări vă pun. Va vota USR un guvern condus de Florin Câțu? Nu. 2. Va vota USR un guvern alcătuit de PNL cu o altă propunere de prim-ministru? Din care, în acest scenariu pe care l-a spus dumneavoastră și un guvern din care să facem parte, la asta vă referiți? Adică un guvern care face parte la și USR? Refer, după tot ce v-a făcut între ghilimele PNL-ul în ultimele săptămâni, practic acum nu vă votează guvernul. Au spus că nu mai există coaliția, că nu mai vor să colaboreze cu dumneavoastră. Întrebarea e foarte bună. Asta e, de fapt, soluția pe care noi am propus-o ca variantă A și cea mai normală. Un guvern al aceeași coaliție în jurul altui premier. De la PNL, dacă asta e opțiunea pe care o înțelegem ca fiind cel mai mare partid din coaliție pe număr de mandate, că ar fi natural să le aparțină. Acum, noi suntem oameni de stat. Nu putem judeca în termen de ce mi-a făcut, m-a supărat. Avem niște obiective de stat și de-aia am spus și în începutul emisiunii că nu pot să iau a președintelui Iohannis ca pe o cacealma, un joc și așa mai departe. Un om de stat e obligat să facă gesturi de stat. Nu pot decât să o interpretez în grila asta. Dacă nu e așa, e păcatul și responsabilitatea dumnealui. Cu premierul Câțu, iarăși, nu e o chestie personală, deși, nu știu, n-aș bea neapărat o bere cu dumnealui, dar e o chestiune care are legătură cu cum merge țara asta și unde a dus țara asta și cu niște erori majore și o incapacitate de a conduce o echipă. Nu înțelege rolul unui premier de coaliție, un premier care trebuie să fie premierul tuturor celor două, trei forțe. Așa se întâmplă și în Italia, și în Germania, în Olanda sunt guverne de coaliție. Nu e neîntâlnită situația asta. Sunt foarte multe... Dumneavoastră, l-ați numit zombie, am înțeles, sau cadavru politic, nu mai știu cum i-ați spus. De acord, dar președintele Iohannis, care poartă mare măsură și el responsabilitatea acestei crize și despre care mulți cred că este chiar declanșatorul acestei crize, rămâne acolo. Adică, domnul președinte, Iohannis pleacă, domnealui sau domniei sale nu aveți nimic de reproșat în toată povestea asta? Că intervin, adică vreau să mă refer și la această responsabilitate a președintului. Deci, după ce va pica acest guvern al dumneavoastră, deci la a doua propunere, dacă dânsul vine tot cu Florin Câțu premier, deci... Exact. Asta ar fi un act, după mine, de irresponsabilitate. Ar fi deja al doilea guvern care probabil va fi demis, adică mai mult ca sigur, constat cu, nu cu surprindere, dar cu puțină uimire, că totuși USR începe să se pregătească pentru alegerii parlamentare. Deja știți foarte bine de când curge timpul. Nu, haideți să explic un pic afirmația de mai devreme, ca să fie foarte clară. Eu am spus că, în ideea, politicienii români au tendința de a tergiversa. Hai să o mai ținem așa, hai să fie interimar, să mai fie oamenii noștri la butoane, să fie fericit partidul. Probabil e cel mai prost moment al nostru în care politicienii tergiversează. Exact.
Și criza asta trebuia să dureze mult mai mult, mai puțin, constituțional, trebuia să pice premierul pe 8 zile de pe 8 septembrie, pe 16 septembrie trebuia să pice acest guvern. În Austria, dacă nu mă înșel, au avut un nou guvern după 2 zile sau ceva de genul. Ok, deci aici termenul e minim impus de Constituție. Deci în 16 septembrie trebuia să pice, în 18 septembrie trebuia să avem o propunere de alt premier de la PNL, și în 20 septembrie să avem un nou guvern. Putea să dureze 10 zile întreaga criză. Acea afirmație despre alegerile anticipate, ele e bine să existe la capăt ca un punct determinist al procesului, ca să știm că nu putem sta în ciorba asta oricât și cu combinații subterane. De aceea depunerea mandatului de către noi ar fi fost un act de neasumare și unul greșit. Trebuie să producem pași care inclusiv produc realități constituționale. Și așa cum spuneați, președintele are datoria să facă pași către rezolvarea crizei. Vreau să cred, am mai spus-o de 3 ori în emisiune, că propunerea Dacian Cioloș este una serioasă. Dacă această propunere n-ar trece de Parlament, vreau să cred că următoarea propunere, indiferent la ce susținere se așteaptă, va fi una serioasă. Nu putem face gesturi doar de... De formă. De formă. Da. Adrian, îți mulțumesc. Bogdan, salutare, ești la Europa FM, asculți România în direct. Alo. Salutare, te rog. Vă salut, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Vă salut, domnule ministru. Vă salut. Tot respectul pentru ce ați făcut până acum. Din păcate, nu cred că o să treacă guvernul propus de dumneavoastră. Și a spus mai departe ceva și că, mă scuzați dacă nu vă citez exact, păcatul și responsabilitatea președintelui. Sună ca un titlu de telenovelă, din păcate e trist, dar adevărat. Eu cred că dacă guvernul propus de dumneavoastră nu trece, vă felicit pentru guvern, e un guvern de profesioniști, ci chiar domnul Ciolacu a bătut topa că își dorește un guvern de tehnocrați și alegeri anticipate în primăvară. Deci, măcar pe hârtie ar trebui să treacă. Dar nu o să treceți. Orgolile sunt prea mari. Revenind la păcat și responsabilitate, nu există nicio prevedere constituțională prin care președintele să fie acuzat de un comportament, hai să spunem, nesportiv, și să guste și el puțin din amărăciunea unei suspendări? Vă întreb. Alo? Există... Ne-ați pus pe gânduri, de asta era pauza asta. Există, desigur, procedura suspendării președintelui, o cunoașteți, s-a mai aplicat în România. Da, dar... s-a mai aplicat. Deci asta nu cred că e un moment oportun pentru asta. Știu că nu este, dar nu este... Atitudinea dânsului nu este o atitudine... anti-stat, nu adâncește criza în care ne aflăm. Este foarte bine cunoscută afinitatea dânsului vis-a-vis de PNL. Nu cred că nu s-a consultat cu ei și mai ales cu domnul Câțu. Adică întrebarea sună așa, Cătălin Drulă. Ar fi justificat o suspendare a președintelui Iohannis, întreabă ascultătorul nostru? Exact. Eu nu cred asta, dar aș vrea și mai departe să merg un pas. Sunt oameni în Partidul Național Liberal pe care îi respect foarte mult și respectul e reciproc. Sunt mulți lideri, oameni care au demonstrat ceva și membri în acest partid, care sunt rușinați de ce se întâmplă. Chiar și zonele care cred că sunt destul de apropiate de Florin Câțu, există în momentul de față o înțelegere a faptului că nu se poate pune toată țara pe butuș pentru un singur om. De asemenea, sunt obligat să lucrăm în logică de instituțională, cum spuneam, logica statului, a oamenilor de stat trebuie să fie logica și etica un pic particulară și să asum, să presupun bună intenție din partea președintelui și să-l consider un partener. Deci n-aș săpa un șanț aici în care spunem că lucrurile sunt pierdute, ba mai degrabă aș face un apel la responsabilitate. Primul este pentru un vot în Parlament miercuri. Și dacă asta nu se va întâmpla, pentru refacerea coaliției în jurul altui premier care să
să știe să guverneze un guvern de coaliție și să fie mai mult om și mai puțin Superman. Răzvan, deci, încheie... Asta e întrebarea mea. Da, Bogdan. Dacă totuși se întâmplă exact scenariul cel mai grav, ăla în care dumneavoastră nu trece și președintele îl propune tot pe domnul Câțu, nu se justifică o acțiune de acest sens? Asta era întrebarea. E, repet, nu știu dacă ar adăuga la criză sau ar rezolva. Haideți să presupunem, eu vreau să cred că nu va face această propunere a unui premier demis încă o dată, ar fi complet o vedem pe asta. În afara logicii. Pas cu pas. Îți mulțumesc, Bogdan. Acum trecem la Răzvan. Salutare, tu să încheie această ediție de România în direct la Europa FM. Vă salut, domnule Sriblea, vă salut, domnule Drulă, o să încerc să fiu cât mai scurt. Din capul locului o să spun că sunt un votant USR. Un votant USR foarte dezamăgit, profund nemulțumit și extrem de supărat. O să vă întreb pe scurt, domnule Drulă, unde anume credeți că v-am transmis noi mandatul nostru ca dumneavoastră în Parlament și în Guvern să mieunați în loc de să rageți, ca niște lei? Unde anume credeți dumneavoastră că v-am trimis noi acolo ca dumneavoastră să permiteți ca niște școlari sau ca niște bieți corporatiști de abia intrați într-o mare instituție financiară, să vă comportați ca niște școlari ce pot fi puși la punct. Și am să vă dau punctual. Unde anume, explicați-mi și mie, vă rog frumos, ce a fost aiureala asta cu domnul Nicușor Dan, când eu știam că ar trebui să fie domnul Voiculescu. Apoi explicați-mi și mie, vă rog frumos, cum a fost posibil dumneavoastră, în loc să discutați programe politice, cum veți guverna, când veți începe să implementați politicile dumneavoastră, ați stat să vă negociați funcții cu PNL-ul. Le-ați permis să facă tot ce au vrut și rezultatele le vedem astăzi. Apoi explicați-mi și mie, vă rog frumos, cum a fost posibil să le permiteți să acapareze tot ce înseamnă DSP, tot ce înseamnă instituțiile deconcentrate din Ministerul Învățământului, nu? Că inspectorii școlari sunt toți peneliști. Ce a fost aiureala de la bazinul, cum îl chema, Prut Bârlad, nu? De la APE. Da, dar stați că ați lansat foarte multe. Cum a fost posibil să le permiteți toate aceste lucruri? Okay. Și mai ales, unde credeți dumneavoastră că noi, votanții dumneavoastră, vă permitem să vă dați demisiile? Păi noi v-am trimis acolo să vă dați demisiile sau să faceți treabă? Acum aștept și un răspuns, da? Vă rog, Cătălin Drulă. Începeți de la demisii, că e interesant. Multă lume pe Facebook a scris asta, că de ce v-ați dat demisiile, că până la urmă puteți să mai îndurați. Păi, ție e contradictoriu, nu? Adică, în momentul în care un premier calcă în picioare unul dintre parteneri, știți că nu e pe bătaie, totuși, în politică, adică fizică, e cu gesturi într-o realitate politică, susținere politică, voturi în Parlament, moțiune de cenzură, adică ranga aceea e un pic virtuală, într-o eventuală confruntare politică. Noi ne-am luat în moalele capului de două ori cu miniștrii de miși intempestivi care nu se execută cu niște lucruri care, după părerea noastră, sunt împotriva interesului public, cum este acest program de mită la primari, care vine din aceeași logică a clientelismului exacerbat de care vorbeați. Și da, există această problemă a clientelizării instituțiilor publice până la nivel județean, de sus până jos. Ori reacția și răspunsul de a retrage sprijinul politic premierului Câțu, prima dată i-am cerut demisia. Dar ați înțeles, domnule Drulă, reacția ascultătorului nostru care v-a făcut un rechizitoriu? Adică nu e mulțumit omul de munca USR-ului câtă vreme a fost la guvernare? Și nu, eu am înțeles că rechizitoriul era de ce n-am fost mai dur și cum am permis să se întâmple anumite lucruri. Păi, adică criticile sunt simultan din poziții opuse. De ce îi lăsați să vă calce în picioare? De ce nu îi lăsați să vă calce în picioare? De ce nu ați fost destul de dur și avertizor de integritate mai mari pentru ceea ce a însemnat această coaliție? Asta e mesajul. Eu cred că personal am fost destul de avertizor de integritate și sunt de notorietate aceste lucruri. Da. Până la urmă... Apropo de asta... Avem un scor parlamentar, apropo, tot zice toată lumea, 10%, 5%, să știți că avem 17,2% din Parlament. Asta e 80, dacă împărțiți din câți parlamentari sunt. Este pentru un partid de natura noastră, dacă ne uităm
În prezent, în Germania se formează noua coaliție. Liberal-democrații, care este echivalentul nostru de acolo, au 11% și este un succes enorm. Vor fi parte din guvern și așa mai departe. Este un scor bun, dar nu e 55%. Dacă cei care ne ascultă ne dau un mandat pentru 55% data viitoare, nu o să mai avem problemele astea cu master în PDF la administrația bazinală a apelor. Până atunci, am înțeles mandatul ăsta, exact că l-am înțeles cu care ne-ați trimis. Dom'le, terminați cu master în PDF, cu toată politruceala asta ordinară care sufocă România. Asta am făcut și eu personal și colegii mei. Asta... Paranteză, dumneavoastră ați colaborat cu DNA-ul la cele înregistrări din biroul dumneavoastră, care a rămas nelămurit. Nu pot să vorbesc despre un dosar care este în curs, dar eu am dat toată colaborarea DNA pe cale instituțională. Pe toate lucrurile, solicitări, documente și așa mai departe. Nu pot să colaboreze cineva din politică cu Ministerul Public. Asta nu e ceva care nu există. Să fiu pe șleau, știați că se înregistrează discuția respectivă? Repet, nu pot să vorbesc despre un dosar care este în curs, asta e, okay. E regula. Mai e, de justiție. Mai e o întrebare care a apărut pe Facebook și care a venit și de la un coleg de partid asta într-un spațiu public. Vă vedeți candidat la președinție, Cătălin Drulă, în viitorul dumneavoastră politic? La președinția României? Da. Asta m-ați întrebat, cred că și ultima dată. Nu v-am întrebat eu asta. Nu m-ați întrebat? Poate v-a întrebat cineva în altă parte. Îmi cer scuze, atunci seama că am făcut o confuzie. Mi s-a părut că la ultima emisiune am avut aceeași întrebare. Nu, cum să zic, nu e undeva pe radar sau în gândurile mele în acest moment. Ok. Mulțumesc tare mult. Miercuri e posibil, nu? Da. Cum ar trebui să aflăm calendarul? Săptămâna dacă toată lumea clamează că vrea o rezolvare rapidă, mâine ar trebui să fie audier și miercuri să fim la vot. Dacă decid altceva, teoretic se poate 15 zile trage ca de gumă de procedura asta scrie în regulament. Atunci înseamnă că nu vor să ajungem la o soluție. Dacă se dorește celeritate pentru investirea guvernului sau respingerea care ce va alege Parlamentul, miercuri putem să avem votul și să facem un pas mare pentru rezolvarea crizei. Cătălin Drulă, propunerea USR pentru postul de ministru al transporturilor, vicepreședinte al formațiunii, mulțumesc tare mult pentru prezență. Vedem ce se întâmplă în această săptămână. Cred că la un moment dat vom vedea dacă ne întâlnim și în cealaltă calitate a dumneavoastră de ministru al transportului. Sunt curios ce s-a mai întâmplat sau ce a mai rămas între timp din proiectele de acolo. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct la Europa FM se încheie astăzi aici. Vine Radu Constantinescu, ne auzim la rațiunea zilei într-o oră și ceva. Spor la treabă. Mulțumesc! Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.